Îmi pare bine că ne revedem și de aceea vă salut bucuros cu mâna dreaptă sau stângă. Despre asta vom vorbi azi. Inversează sau nu oglinda stânga cu dreapta? Auzim de multe ori atunci când e vorba despre oglinzi că oglinzile inversează stânga cu dreapta și se aduc tot felul de argumente pentru a sprijini această idee, dintre care trei mi se par mai importante, și anume, întâi ar fi argumentul scrisului, scrisul apare în oglindă de la dreapta la stânga, apoi este argumentul legat de stânga și dreapta, adică atunci când mișcăm mâna dreaptă, imaginea din oglindă își mișcă mâna stângă și invers. Iar al treilea argument este legat de materialele video, adică atunci când filmăm ceva și vrem ca ceea ce am filmat să pară văzut în oglindă, trebuie să inversăm stânga cu dreapta, ca să se vadă ca în oglindă. Sau în limbajul celor care se ocupă de editări foto sau video, trebuie să facem flip orizontal, că tot ne place să folosim o grămadă de cuvinte englezești și unde trebuie și unde nu trebuie, dar asta e altă problemă. Azi vom discuta despre aceste trei argumente. Întâi vom verifica dacă sunt adevărate și apoi le vom analiza și vom trage niște concluzii. Cel mai frecvent argument care se aduce în favoarea ideii că oglinda inversează stânga cu dreapta este cel al scrisului. Scrisul în oglindă se vede de la dreapta la stânga. Am adus și eu câteva cuvinte scrise aici. Să începem cu cel mai simplu. Da? Evident că în cazul ăsta nu se va întâmpla nimic. În oglindă vom vedea același lucru, pentru că odată acest cuvânt este un palindrom, adică înseamnă același lucru și dacă îl citim de la coadă la cap. Și în al doilea rând, toate literele din acest cuvânt sunt simetrice față de un ax vertical. Deci chiar dacă le inversăm stânga-dreapta, nu se observă acest lucru. Să vedem. Și într-adevăr, așa cum am spus, în oglindă totul este în regulă. Mai am un astfel de cuvânt. Cuvântul minim, scris cu un set de caractere în care N este simetric. Și bineînțeles că și în cazul acesta avem același rezultat de mai înainte, adică totul este în regulă. Dar dacă iau un cuvânt care e tot palindrom, dar are și litere asimetrice, cum ar fi aerisirea, atunci lucrurile se schimbă. În cazul acesta se vede că ceva nu e în regulă și anume literele asimetrice sunt inversate, stânga-dreapta. Avem litere simetrice, cele scrise cu roșu și care și în oglindă arată la fel ca și atunci când le privim direct. Și avem litere asimetrice, cele cu albastru, care în oglindă apar inversate, dreapta-stânga. Am adus și alt cuvânt pe care îl vedem des. Scris pe mașini, așa cum îl vedeți în oglindă, tocmai ca văzut în oglindă, să îl putem citi corect, de la stânga la dreapta. Deci primul argument pare să fie un argument solid, l-am verificat, într-adevăr, în oglindă, scrisul se vede de la dreapta, la stânga. Să vedem acum argumentul cu stânga și dreapta. Într-adevăr, dacă sunt în fața unei oglinzi și îmi ridic mâna dreaptă, imaginea ridică mâna ei stângă. Iar dacă ridic mâna stângă, imaginea ridică mâna ei dreaptă. Dacă mișc mâna dreaptă, imaginea își mișcă mâna stângă. Dacă mișc mâna stângă, imaginea își mișcă mâna dreaptă. Și același lucru e adevărat și dacă stau cu spatele la oglindă. De pildă, mâna mea stângă
când se mișcă în oglindă, se mișcă mâna dreaptă a imaginii. Deci și acest argument pare să fie în regulă. Al treilea argument este legat de materialele video și anume știm că dacă filmăm ceva și apoi vrem ca imaginea respectivă să pară a fi văzută în oglindă, trebuie să facem o inversare a stângii cu dreapta. De pildă, dacă încerc să mă bărbieresc folosind o cameră video și un ecran, de exemplu laptopul, în loc să mă bărbieresc în oglindă, aș încerca să mă bărbieresc în laptop. Atunci știu că trebuie să fac inversare stânga-dreapta a imaginii, pentru că altfel probabil m-aș tăia în nenumărate locuri, pentru că atunci când aș duce mâna dreaptă la obrazul drept, aș vedea că pe ecran asta se întâmplă în stânga, ceea ce ar fi foarte derutant. Deci al treilea argument este acela că trebuie să inversăm imaginea ca să arate așa cum ne-o arată oglinda. Să analizăm acum mai cu grijă argumentele prezentate până aici. Am aici litera D. Să vedem cum arată în oglindă, pentru că e o literă asimetrică. Și am văzut că literele asimetrice erau inversate, stânga-dreapta. Să vedem. Surpriză! Nu este inversată. E adevărat că vedem în oglindă spatele ei. Să nu uitați acest lucru, pentru că e foarte important. Dar nu este inversată stânga-dreapta. Cum se poate așa ceva? Să vedem altceva. Am aici un cuvânt scris pe un material transparent. Cum arată în oglindă? În regulă. Cuvântul este scris corect și în oglindă. Nu este inversat stânga-dreapta. Dar cum se poate așa ceva? Atunci când am avut același cuvânt scris pe un material opac, el era scris invers în oglindă. Numai că, vedeți, acum el nu se vede în oglindă. Ca să se vadă, trebuie să-l întorc. Iar dacă îl întorc, el este scris de la dreapta la stânga și pe hârtie. Doar că nu-l văd, îi văd doar imaginea. Înseamnă că primul argument cade. Argumentul scrisului nu arată că oglinda inversează stânga cu dreapta. Să mergem mai departe. Argumentul cu stânga și dreapta. Argumentul era că atunci când eu mișc mâna mea dreaptă, imaginea își mișcă mâna stângă. Iar atunci când mișc mâna stângă, imaginea își mișcă mâna dreaptă. Dar dacă nu le spun mâna stângă și mâna dreaptă, hai să le spunem mâna roșie și mâna albastră. Să vedem. Când eu mișc mâna roșie, imaginea mișcă mâna roșie. Iar când eu mișc mâna albastră, imaginea mișcă mâna albastră. S-a schimbat ceva. Da, dar veți spune, eu țin roșu în dreapta și albastru în stânga, în timp ce imaginea ține roșul în stânga și albastru în dreapta. Asta e culmea. Imaginea a reușit să facă ceva. A reușit să schimbe culorile dintr-o mână în cealaltă. Problema cu stânga și dreapta este că aceste noțiuni sunt relative, se referă la poziția corpului nostru. Iar atunci când ne uităm în oglindă, noi avem ideea că imaginea este întoarsă față de noi cu 180 de grade. De ce? Pentru că știm că doar așa putem să discutăm cu cineva, să ne vedem fața unul celuilalt, dacă persoana cealaltă se întoarce cu 180 de grade, să fie cu fața spre noi. Și atunci, dreapta mea este în stânga persoanei respective și stânga mea este în dreapta persoanei respective. Dar această imagine nu se formează prin rotirea cuiva. Această imagine este doar imaginea corpului meu. Iar această imagine are și ea două mâini, care sunt imaginile mâinilor mele. Și când eu mișc mâna cu markerul roșu,
în imagine se mișcă reflexia mâinii mele cu markerul roșu, care e tot în dreapta. Și când mișc mâna cu markerul albastru, imaginea își mișcă mâna cu markerul albastru, care e tot în stânga mea. Deci, și argumentul cu stânga și dreapta cade. Mai departe. Ca să pot demonstra de ce și al treilea argument este greșit, trebuie să vă arăt ceva. Am aici o săgeată. Dacă săgeata arată spre dreapta, atunci și săgeata din imagine arată spre dreapta. Dacă arată spre stânga, și săgeata din imagine arată spre stânga. Dacă arată în sus, și săgeata din imagine arată în sus. Dacă arată în jos, și săgeata din imagine arată în jos. Dar dacă o pun să arate spre oglindă, în cazul nostru spre apus, atunci săgeata din oglindă are sens opus. Ea arată spre răsărit. Înseamnă că oglinda totuși inversează ceva. Da, oglinda inversează lucrurile pe direcția perpendiculară pe suprafața ei. Asta face și din această cauză apar toate acele confuzii legate de dreapta și stânga. Acum, de pildă, pot să explic și altfel din ce cauză apare confuzia cu dreapta și stânga. Gândiți-vă la această săgeată și la păpușă. Ce a făcut oglinda? A făcut cu păpușa același lucru pe care îl face cu săgeata. Adică a inversat poziția feței și a spatelui. A adus fața spre mine și a adus spatele dincolo. Dar n-a inversat stânga cu dreapta. Tocmai din cauza că imaginea nu se produce ca urmare a unei rotiri, tocmai din această cauză dreapta și stânga rămân neinversate. Ceea ce face oglinda este că inversează lucrurile pe direcția perpendiculară, pe suprafața ei. Asta se vede foarte simplu dacă punem oglinda pe orizontală. Atunci imaginea din oglindă ne arată o lume cu capul în jos. Și asta se poate vedea mereu în natură, pe luciul apei. Care e problema cu argumentul al treilea? Atunci când o cameră video ne filmează, ea este întoarsă față de noi cu 180 de grade. Dacă ar avea față, camera video, nu? Am spune că suntem față în față, la fel cum suntem față în față cu o persoană. Ei, dar asta înseamnă că ceea ce este în dreapta pentru mine, pentru camera video, este în stânga. Și ceea ce este în stânga pentru mine, pentru camera video, este în dreapta. Și tocmai de aceea trebuie să inversăm imaginea ca să pară văzută în oglindă, pentru că oglinda nu inversează stânga cu dreapta, pe când camera video da. Deci este exact invers. Trebuie să inversăm imaginea pentru că ea este inversată deja de camera video și o inversăm încă o dată ca să nu fie inversată, ca să fie așa cum ne arată oglinda. De pildă, camerele video care iau treptat locul oglinzilor retrovizoare. Camera video și ecranul care este în locul oglinzii retrovizoare. Așa vede camera video privind spre înapoi, din spatele mașinii, dar așa trebuie să vedem lucrurile în oglinda retrovizoare. Trebuie să inversăm imaginea pentru că a fost inversată atunci când a filmat-o camera video. În concluzie, primul argument cu scrisul este greșit pentru că scrisul se vede de la dreapta la stânga pentru că așa este pe hârtia pe care o ținem în mână. Pentru că am întors-o cu 180 de grade ca să putem vedea scrisul. Pentru că hârtia este opacă. Al doilea argument, cel cu stânga și dreapta, apare din cauza unei iluzii, din cauza faptului că noi interpretăm imaginea pe care o vedem în oglindă ca fiind rezultatul unei întoarceri cu 180 de grade. Ori nu este adevărat. Imaginea este inversată, așa cum am discutat deja, pe direcția perpendiculară pe oglindă și nu stânga-dreapta.
Și, în fine, al treilea argument, cel cu materialul video, așa cum am spus, acolo trebuie să facem inversarea stânga-dreapta, tocmai pentru că oglinda nu face această inversare, pe când camera video o face. Din tot ce am spus până aici, rezultă că imaginea noastră pe care o vedem în oglindă nu este identică cu imaginea pe care o văd ceilalți când se uită la noi. Cele două imagini sunt inversate, stânga-dreapta, una față de cealaltă. Și pentru că nicio față nu este perfect simetrică, cele două imagini diferă uneori destul de mult. Așa că nu ne vedem în oglindă așa cum ne văd ceilalți. Dacă ați crezut că oglinda inversează stânga cu dreapta și că atunci când vă uitați în oglindă vedeți același lucru pe care îl văd ceilalți când se uită la voi, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!